amplificat cu două. Și 2. 22. 110 în măsura 5. 5 în 12. De 2 ori 5 în 10. 22. Sau altfel spus, 2 de 11. Ci 2 în 10. Da. Deci 22. Fii cu aceea. Fa 55. 55. Și 10. Și 10. Și atunci devine.
3 ori 17. Și acum văd dacă divizorii ești ăștia. Fii 3, fii 17 și sunt și aici. Da. 3, 2 și cu 6, 8, 8 și cu 4, 12. Merge prin 3. Merge prin 3. Simplu prin 3. Și va fi egal cu? Va fi egal cu? 3 în 2, 6. Punem bine, punem minusul. Minus. Minus. 8. 3 ori 24, 4. Rămâne 2, da. 24, 8 și 0. 8, tot 18, supra? Supra 17. Supra 17. Acum... Cel mult mai poate e prin 17, dacă mai vrea. 17... E, nu e număr. Este număr prim, dar s-ar putea ca 184 de 17. Da. Ia să vedem. 17 în 88. Merge de 4 ori cât de 1? 4 ori 7, 28, 8 și 2, 4 ori 4 și 2, 6, 68. Și rămâne 20, mai merge nu numai de 6, chiar de 7 ori. De câte ori sunt aici? De 5 ori? Da. De 5 ori 7, 35, 5 ori 1, 5 și cu 3, 8. Deci, 85. A, e cu 85. Și rămâne 3. Rămâne 30. Și nu mai merge 17, 30. Așa, dar acum, ireductibil. Da? Dar există pericolul. Da. Este exact pericolul ca, să zicem, avem 85 și atunci se învăță exact la 17. Da. Și îl iau înapoi să nu încerc și pe 17. Chit că el este prim, dar s-ar putea să nu ai. Așadar, am găsit ce cam. Da. Și ca să aflu pe x, y și z, mă întorc la relație. Și voi spune, x egală cu... x egală cu... Adică cum avem aici, x egală cu unde? Cu k pe 5, nu? Da. Și acum... x e... A, ba nu. X egal cu 880 supra 17. Deci x... avem scris acolo. Cu cine este egal x-o? Cu k pe 5. Deci x egal cu k supra 5. X egal cu K supra 5. Și egal cu? X egal cu 880 supra 7. Minus 880. Minus 880. Minus 880 supra 17 supra 5. Da. Și noi 5 împărțit cu 9, nu? Și am împărțit 2. Adică 880. Minus 880. Minus 880 supra 17 ori 1 pe 5. Ori 1 pe 5. Acum 80 și cu 5 se simplifică într-un 5. Corect. 5 în 8. 5 în 8 merge odată. Rămâne 3. 13. Nu, 38. A, 38. 5 în 38 de 5 ori 5, de 7 ori. 7 ori 5, 35. Rămâne... 3. 3. 30 și 6 ori. Asta. Și acum rămâne minus ori plus face minus. Da, minus ori. Supra 76 ori 1. Deci rămâne minus ori 76, supra 17. Ea este ireductibilă, că 17 nu a fost divizorul da. Mai sus. Și ăsta este x-ul. Y egal cu k pe 2. K supra 2 și k. Y egal cu minus 880 supra 17, totul supra 2 supra 1, adică minus 880 supra 17 ori 1 pe 2, merge printr-un 2, 880 cu 2, da. 2 în 8 merge de 4 ori, 4 în 2, 8, tot de 4 ori și 0. Așa. Acum, 4,
minus 880 supra 17 ori 1 pe 11 egal cu 11 cu 880 supra 17 ori 1 pe 11 11 cu 880 prin 1, 80. Deci vine aici 80, sunt păzătința. Adică minus 80 supra 17. Asta este răspunsul corect, 80 supra 6. Și am aflat pe X, Y, Z. Iată, cu ocazia asta mă repeta și operație cu fracții, cum mi-am dorit eu, nu? Da. Și atunci, atunci, numitorul comun, toată povestea, mulțirii, cum se împartă o fracție, cum acolo doar e interesantă. Deci am văzut și operații cu fracții. Să recapitulăm. La direct proporționare, ai văzut cum se scrie. X pe 2, Y, în ordinea în care sunt date. Invers proporționare, 1 pe 2, 1 pe 3 și 1. Am făcut exemplu directă proporționalitate. Și la inversul proporționalitate, la inversul proporționalitate am avut de lucru mai mult. Da. Pentru că eu la urmă l-am dat bani, nu știu asta. Da. Important este când notăm cu K, se așează, se găsește X-ul, Y-ul și Z-ul. Odată găsite, ne înlocuim. Nu ne-am înlocuit, am fost același numitor. N-aveam altă soluție despre asta. Da. Și în final am găsit pe K. Cu K-ul știut, am întors în fiecare de variantă X, care e K pe 5, Y, K pe 2, K, Z, K pe 11. Și ce am semnat asta, am mulțit prima pe a doua inversată, operație cu fracții, și iată că am găsit pe X, Y și Z. Da? Deci, este esențial să știm relația, să știm ca metode de lucru, e legăm cirul de la poate, acolo cu K, valoarea numărului K, și aflăm pe X, Y, Z, ne înlocuim și atât la direct cât și la inversă proporționalitate lucrurile merg foarte bine. Dacă sunt operați cu fracții, semnul algebră, am avut și aici, da. Sunt minus sau ceva, nu am stat pe gânduri, nu ne speriat. Da. Știm ce trebuie să facem. Avem aici posibilitatea să scădem ca o, și mi-a dat o valoare negativă, nu mă supăr, te rog, de data asta, pentru că mă întorc și știu să fac toată povestea asta. Așa, cât mai este ceasul? Și 20. Și 20. Hai să vorbesc ceva și despre procente. Procente. Nu, am și procente. Da, da, da. Mărim direct și invers proporționale. Rapoarte și procente, nu? Da, da. Rapoarte și procente. Rapoarte, adică X supra 2. Da. Așa. Egal cu 5 supra 6. De unde X egal cu 2 supra 6 supra 5? Deci 5. De acolo se spate pe baza da. Egalității acelea produsul mediu egal cu X. Dintr-o un termen dintr-o proporție egal cu produsul celor 1 plus 2 supra nu, al 3. Și la procente 15 la sută din... Așa. Dar la procente, nu știu prea bine când trebuie să punem X ori... Păi uite acum, clarificată. Deci am înțeles eu ce nu știu. Și pe aceea e un ajutor. Dar trebuie să spun că dacă ai avut răbdare să
stai pe Google, vei ajungi repede la lecțiile mele. Sau altfel, te duci pe prof online, clasa 6 și ți-ai lecții acolo. Da. Așa cum fac foarte mulți. Deci acum cei care au descoperit fac acest lucru. Mai ales, dacă tu ai văzut pe interviul acela care l-a dat de la TVR. Da, am văzut ăla, că m-am uitat la acolo. Da? Da. Și acolo le-am explicat celor care au nevoie, pot ajunge foarte ușor și să găsească lecțiile. Pentru că acum, clasa 4, 5, 6, 7 și 8 sunt făcute de la un cap în acela. Nu există lecții greșite. Așadar, rapoarte și proporții. De la raportul. Uite, restul, fracția asta, raportul ăsta, să zicem, 2 pe 3, 2 pe 3, este egal cu ca valoare în pasul 2 la 3 de 0, nu știu ce, acolo 0,666 în perioadă. De egal cu 4 pe 6, adică am amplificat cu 2. Da. Și este egal cu, dacă am plătit cu 3, vine 6 pe 9. Da. Deci valoarea lui, ori sunt 2 pe 3, ori 4 pe 6, ori 6 pe 9, și mai departe, este același lucru. Tot 0,66 pe 9. Da. 0,6 pe 9. Ei, uneori, dăm mai o egalitate de asta. Și în 2 pe 3, egal cu 4 pe 6. Egalitatea nouă. Și produsul mediu e produsul extremă. Deci aici este adevărat, pentru că iată 2 ori 6, 3 ori 4. Dar ca să fie șmecherie adevărată, punem un X într-un alt din ce este unul de cei 4. Da. Zicem așa, 2 pe X, să zic, egal cu 4 pe 6. De aici rezultă că X-ul ăsta, care trebuie să fie 3. X egal cu 2 ori 6. 2 ori 6 supra 4. Și egal cu 12. 2 ori 6 supra 4, X egal cu 3. Egal cu 3. Ai înțeles că eu devine șmecheria. Da. Deci, practic, se numește fracție echivalente. Și la un moment dat, te oprești la o egalitate dintre două din astea. Și după aceea, faci pe una din ei cu X. Da, dar poți să zici și așa. 4 supra 2x plus 1 egal cu 4 supra 2x plus 1, adică nu zici 6 cu 2x plus 1, egal cu 5, cu 2 pe 3, hai să zic, cu prima. Așa, de aici rezultă că 2x plus 1 egal cu 4 ori 3 supra 2. 4 ori 3 supra 2. 2x plus 1 egal cu 4 ori 3 12 supra 2. Dar de ce se înmulțesc, dar ce eu pierd timpul? 2 cu 4 simplifică. Da, și rămâne 2. 2 ori 3, 7. Așa. Uite, și aici mai păcălit. Trebuia să văd că 2 cu 4 simplifică rămâne 2, 2 cu 6 simplifică rămâne 3. Nu înmulțești când nu-mi pare. Nu-mi place. Da. Nu-mi place așa. Și acum 2 x plus 1 egal cu 6. 2 x plus 1 egal cu 6, 2 x egal cu 2. X egal cu 3. X egal cu 5 pe 2. Așa, nu mai. 5 pe 2. Și uite cum am rezolvat ecuația. Da. Deci e foarte simplu. Ai înțeles, nu? Da. Putem gândi cât e vreau și se ia două, înaintea dintre două și scoate de acolo. Bun. Cu rapoartele am rămânit. Procente. Rapoarte și proporții. Hai și m-am zis și procente. Hai să zic și procente. Procente. Cât reprezintă 1 pe 2 din 10? 1 pe... O jumătate din 10.
lasă, o să lasă pe care... Am pe 2 ori x egal cu 10. Așa mai e, nu? Deci ar fi echivalent. 1 pe 2 din 10 egal cu 10, de trebuie să am 1 pe 2. Ori x. Păi din 10. Ori 10. Ori 10. 1 pe 2 ori 10 egal cu x-ul ăsta. Egal, și nu crezi. 1 pe 2 ori 10. Face cât? 10 pe 2. 10 pe 2 aici, egal cu x. Cu 5, știu. Da. Deci nu încerca mecanic. O spun de la chestia asta. Eu vreau să mă duc spre problemă fragmentă. Alo? Alo, salut, mă. O, uitați acum, o las. E bine, da, da, da. Da, 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 bine. Bine, da, bine, așa că continuăm mâine. Cum facem mâine? Păi, dimineață sau... Păi, dimineață trebuie să luăm bine. Deci, hai să spun programul. E nebunitor ce am acolo. Deci, nici nu-ți pot povesti. Nu întâmplător, dar am tot făcut treaba asta. Fac, nu că am eu poftă să viu seara, ci da. Cum? N-am altă variantă. Atunci, hai să lăsăm mâine, dar duminică ne întâlnim. Deci duminică ne întâlnim, dacă nu, dar tot mâine seara. Ori mâine seara, ori duminică, pe la... Duminică, hai să zic așa. Adică ori facem sâmbătă, ori duminică? Da. Eu zic mai bine sâmbătă. Tu vrei mai bine sâmbătă? Da. Dar sâmbătă seara, tot așa, la 7 jumătate. Atunci, duminică, da, la ce? Sigur că da, duminică, așa, la 7. Și sâmbătă seara... Duminică, știi, când mă duc după cipiul de la biserică, o odihnesc un pic. Eu pot să merg de la biserică de la 9 sau de la 10. La voi e mai simplu, simplu, da? Da. Așa. Adică de la 10 jumate la 11 jumate și după... Și după aceea... La 1... 2... La 2. Îi seama la 2? De la 2 la 3. La 4. Nu fără eu. Nu, pentru o oră, păi, dați seama, geometria, pentru o... Da. Trebuie să mușcă și un pic geometrie, nu? Nu așa. Da. Trebuie să trebuie mai după centri și ne duci și la geometrie. La două, aici. Da, la două, da. Da? Ne întâlnim aici. Bine. Și luni de la 4:30. Luni e... Cum am spus? 4:30, dacă aș putea păcăritul ăștia, nu mai fac cu obicei. Că mie îmi trebuie măcar două ore. O oră... Ca să mai avem la geometrie. Da, da, și la geometrie. Dar mâine, mâine... Dacă tu reușești să reziste, hai să dăm 2:30. Mâine. Mâine. Mâine e sâmbătă, sâmbătă. Duminică. Duminică, da. 2:30 și nu facem o oră. O oră. Am înțeles. Nu-i pot avea nici pe ăștia. Ah, da. Ca să mă cer bine. Da. Da? Da. Și dacă mai mâine, duminică, prin 2:30 și luni o oră, deci facem, sper să ne apropiem. Oricum, dar tu exersezi pe ce ți-am spus. Da, da, da. Da? Trei toate greșițele, faci fără greșeală, mâine asta îți este tema ta. Da. Da? Și nu îți știi manual, și oprești acolo din... Ca să meargă altfel, dar și nu. Și procente, și rapoarte, de acolo, tot ce trebuie, da? Da. Neapărat. Îți faci un lucru bun. Tu știi bine că de atâtea ori nu ai câștigat bătăria. Da. Asta este stilul meu. Deci, și de, tu te reprești de mine, mă asculți, dar trebuie să o faci și mai parte, da? Da. Cu toată hotărârea, să fii mai determinat și mai, dacă așa îmi cere, fac asta. Că vezi că avem rezultat. Da. Deci noi, scurt timp, acum reușim să ne remontăm. Știi că m-am speriat? Tu știi că m-am speriat și eu. Dar nu am vrut să spun ție. Dar cum te-am găsit, eram și zic, băi, nu, ce fac eu acum? Ce fac de mersul eu? Eram chiar speriat. Da. Mă bucur, hai, mergi, bine. Seara bună. Seara bună.